Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul Gătește și Zâmbește. Astăzi pregătim somon la cuptor cu lămâie și usturoi, o rețetă foarte ușoară, dar care are un gust incredibil de bun. Pentru aceasta avem nevoie de somon, boia dulce, piper și pătrunjel uscat, ulei de măsline, usturoi, lămâi, sare și pătrunjel proaspăt. Vom începe prin a rade coaja de la o lămâie, iar mai apoi vom stoarce sucul de la două lămâi. Dacă veți folosi această tehnică și veți stoarce lămâia în palmă, atunci o să vă asigurați că sâmburii nu vor cădea în bol și vor rămâne în palma dumneavoastră. Peste coaja și sucul de lămâie vom pune acum condimentele, usturoiul tăiat mărunt și aproximativ 3 linguri de ulei de măsline. Amestecăm bine și punem bolul deoparte pentru a ne ocupa de somon. Cu ajutorul unui prosop de bucătărie vom lua excesul de apă de pe somon, după care îl vom pune într-o tavă tapetată cu folie de aluminiu, pe care am uns-o în prealabil cu puțin ulei de măsline. Vom presăra sare pe ambele părți ale somonului, după care vom turna amestecul preparat anterior. Ne vom asigura că toată suprafața peștelui este acoperită de acest sos. Vom acoperi somonul cu folia de aluminiu și îl vom pune în cuptorul preîncălzit la 190 de grade pentru aproximativ 20 de minute. După 20 de minute vom scoate somonul din cuptor, vom îndepărta folia de aluminiu, vom pune câteva feluțe de lămâie și îl vom pune din nou în cuptor pentru încă 5 minute sau până când se rumenește puțin. Peștișorul nostru este gata, miroase așa de bine, trebuie să-l încercați și voi. La final am presărat puțin pătrunjel tocat mărunt și l-am devorat. Noi ne vedem data viitoare cu o rețetă dulce, dar până atunci nu uitați să vă abonați, să gătiți și să zâmbiți! V-am pupat!